și vrea să mărturisesc fraților ceea ce mi-a descoperit Domnul azi noaptea. Stăteam în rugăciune și mă rugam Domnului și Domnul Iisus mi-a descoperit în privința femeii. O zis Domnul așa și am văzut o mulțime mare de femei, deci foarte multe femei care erau cu capurile dezbelite și ținuta lor nu era corespunzătoare cu Scriptura. Și o zis Domnul așa, o zis ce am împotriva femeii este pentru că nu poartă semnul stăpânirii pe cap și femeia nu are ținuta adecvată după cuvântul meu, după cum eu am dat poruncă. O zis Domnul așa, spune bărbatule răspicat și apăsat, pentru că vin să-mi iau mireasa și dacă femeia nu va avea ținuta corespunzătoare, dacă femeia nu va avea semnul stăpânirii pe cap, va rămâne în lumea aceasta. Bărbatule, am vorbit și vorbesc prin gura ta și spune lucrul acesta răspicat și apăsat, pentru că vin să-mi iau mireasa. Femeia să fie fără împletituri de păr, fără podobe scumpe pe ea, fără brățări de aur, fără cercei, fără lănțișoare, ci să fie smerită într-un chip cuvincios înaintea mea, în smerenie și în supunere de numele meu, pentru că dacă nu va face, multe femei, și am văzut multe, multe femei, care vor rămâne afară și afară va fi plânsul și scrâșnirea dinților, pentru că vor rămâne în necazul cel mare. O să spune bărbatule lucrul acesta, ca femeile să se trezească la realitate, la adevăr, pentru că vreau ca să le mântuiesc, dar în starea în care sunt acum, multe nu vor fi mântuite și nu vor avea mântuire, fără să fie cu tot felul de lucruri pe față, să nu se machieze. Domnul spunea lucrul acesta și lăsa apăsa lucrul acesta, pentru că machiajul acesta, o zis Domnul, este o față falsă, iar Domnul ți-a dat o față frumoasă. Domnul ți-a dat o față și poartă chipul lui, așa cum ți-l-a dat el, pentru că Domnul este supărat pe surori, că surorile își se schimonoșesc și își fac tot felul de chipuri. Domnul nu vrea lucrul acesta, vrea ca să fie fața ta curată, să fie fața ta originală. De aceea Domnul zis, spune bărbatule lucrul acesta, spun lucrurile acestea, o zis Domnul, așa pe înțelesul tuturora, ca să înțeleagă, pentru că vreau să le dau mântuirea. Și după aia mi-a arătat Dumnezeu în partea bărbaților. Și-o zis Domnul așa, o zis privește. Și-am privit, era o mulțime mare, foarte mare mulțime, care erau, toți erau cu barbă, erau tot felul de bărbi făcute, aranjate, era tot felul de frizuri făcute. Și-o zis Domnul așa, o zis și la bărbați, o zis eu am spus să nu se potrivească chipului veacului acestuia și în chipul veacului, zice, în cuvântul acesta se includ multe lucruri nelegiuite, multe lucruri rele care nu-s după voia mea. Bărbații se fac după chipul veacului, după moda care îi, și-și lasă barbă după cum moda este, își fac părul după cum moda este, dar o zis Domnul, am împotriva lor, pentru că am spus într-un chip smerit, într-un chip cuvincios și plăcut mie, bărbatul trebuie să stea înaintea mea, să nu se potrivească chipului veacului acestuia. Dar iată, Duhul acesta a intrat în poporul meu
și bărbații, nu le mai este sfială de mine, nu le mai este rușine de mine și vin oricum înaintea mea, iar de multe ori nu primesc jertfele, zice Domnul, pentru că nu pot să privesc la chipul veacului acestuia. Este o urăciune înaintea mea, zicea Domnul. Și spune bărbatul apăsat și răspicat, pentru că bărbatul trebuie să se poarte într-un chip cuvincios, în chipul veacului înaintea mea, pentru că eu iubesc bărbatul, pentru că eu i-am dat ființa, șemenadiot ebriot. De aceea eu zis Domnul, spune bărbatule lucrul acesta, pentru ca bărbații să înțeleagă că eu urăsc menadiot, urăsc ca bărbatul să se potrivească chipului veacului acestuia. De aceea spune lucrul acesta ca bărbații să înțeleagă, pentru că venirea mea este aproape și dacă eu voi veni și voi găsi potrivit chipului veacului acestuia, spune bărbatule că vor rămâne în lumea aceasta și mulți vor rămâne în lumea aceasta pentru că se potrivesc chipului veacului acestuia. După moda lumii, după moda lumii, după starea lumii, după cum lumea se face, se fac și copiii mei. De aceea, bărbatule, spune lucrul acesta, pentru că dacă nu vor înțelege, vor rămâne în lumea aceasta. Amin.